soția lui Ionel Ganea, prima reacție după ce au ieșit la iveală mărturii incredibile despre divorț. Potrivit apropiaților, fostul fotbalist și-ar fi bătut soția la cină. Aflăm mai multe însă de la Bogdan Căpățână. Bogdan, bună ziua! Bun găsit, Laura! Așa cum ai spus și tu, au apărut zvonuri conform cărora Ionel Ganea și-ar fi bătut soția în timpul unei cine la care au luat parte mai mulți prieteni de-ai fostului fotbalist. Mai mult decât atât, motivul este incredibil și anume faptul că femeia nu a încălzit ciorba așa cum ar fi trebuit. Dar haide să vă spun exact cum au stat lucrurile. Într-o seară, Ionel Ganea și-a chemat acasă mai mulți prieteni, printre care și foști fotbaliști, foști colegi, i-a chemat acasă să servească cina împreună, iar soția sa, Dana, încă soția sa, s-a ocupat de acest lucru. Le-a dus la masă cât o porție de ciorbă fiecăruia, inclusiv soțului ei, iar acesta, după ce a gustat-o, s-a enervat la culme și a început să țipe, să-i spună că ciorba nu este destul de bine încălzită. Nu s-a oprit aici și a continuat și de față cu toți prietenii prezenți ar fi lovit-o pe Dana, pe soția lui. Noi am contactat-o pe Dana și am întrebat-o dacă este adevărat și ce s-a întâmplat mai exact acolo, iar ea ne-a spus că întreaga scenă despre care s-a vorbit în presă nu este adevărată. Laura? Așa este, Bogdan, mulțumesc. Tot ceea ce ne-ai relatat tu sunt informații care vin de la apropiați, sunt informații pe surse. Se spune că așa s-ar fi desfășurat episodul, însă așa cum a menționat și colegul meu, soția lui Ionel Ganea, spune că nu e nimic adevărat, că această scenă nu s-a petrecut niciodată. Ei bine, haideți să vedem și ce spuneau cei doi soți despre căsnicia lor în urmă cu doar câteva luni. Este femeia vieții mele, care m-a suportat foarte mulți ani și cu bune și cu rele. Și tot ce am realizat în viața asta, am realizat alături de ea. Soția mea, vreau să spun că este o femeie foarte modestă. Și tot timpul când încercam să-i cumpăr ceva mai scump așa sau mai valoros, ea tot timpul se opunea. Cred că aici este cheia, aici trebuie lucrat. Și... pentru că dacă eram și eu una din aia care cheltuiam banii, probabil că eram despărțiți de mult. Nu, se pune problema așa. Problema e că noi ne-am dorit să oferim foarte multe copiilor. Cheia succesului e Daniela Marcela Ganea. Ea e un bărbat puternic, tot timpul are în spate femeie. Și mai puternic. Și mai puternic. Mai puternic. Da, eu numai una. A doua e fetița. Peste ce nu ați putea să treceți niciodată? Păi acum e prea târziu să spun, că deja... că a făcut tot ceea ce s-a putut face. Ce mai poate să mai facă? Nu mai poate, nu mai are ce să mai facă. Dar totuși aveți, nu știu, acum să-i reproșați ceva, de exemplu, sau să regretați ceva, pentru că au trecut atâția ani. Păi, totdeauna rămâne loc de reproșuri, nu? Da, ținând cont că ce se vede acum la televizor și așa, clar, nu? S-ar putea, eu știu, mâine, poimine, să... ce știu eu, ce să se întâmple. Vă gândiți la asta? E, cum nu? Nu o să mai pune acum problema de divorț, că deja suntem oameni maturi, avem copii mari, ce să mai... să facă partea fericită, că poate să ne facă pe noi. Bine, nu. Nu se știe niciodată ce se întâmplă în viitor, nu? Dar au fost și momente în care ați fost, fericiți și... au fost. Au fost atâtea fotografii frumoase și doi copii minunați. Și bune și rele, da? Viața merge înainte, el a știut cum să își ceară scuze și cum să... așa, și asta este.